Secția de ortopedie a Spitalului Județean Buzău face față cu greu numărului mare de accidentați. Zăpada și poleiul din municipiul nostru, dar și din alte localități ale județului, le-au dat de lucru medicilor specialiști. Maximul de prezentări a fost atins la finalul săptămânii trecute, în doar câteva zile. Aproape 150 de pacienți au avut nevoie de gips. La unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean s-au prezentat 145 de persoane cu traumatisme la nivelul membrelor după ce au căzut pe gheață. La acest moment, pe secția ortopedie a Spitalului Județean, sunt internați 23 de pacienți care primesc îngrijiri medicale după ce au suferit fracturi de gleznă sau de gambă. Pacienții sunt de toate vârstele, iar cei mai mulți au alunecat pe gheața de pe trotoare. Dacă unii dintre cei care au venit la spital cu leziuni la mâini și picioare au plecat acasă, alții nu au fost la fel de norocoși, iar fracturile suferite au fost destul de grave, fiind nevoie chiar de intervenții chirurgicale. Traumatismele nu diferă foarte mult de cele din celelalte anotimpuri, chiar predomină cele de joasă energie, cum spunem noi, căderi de la același nivel. Orice alte fracturi, bineînțeles că se pot complica, însă noi oferim tratamentul standard, fie că este chirurgical, fie nechirurgical. Dar într-adevăr, numărul într-adevăr este un pic mai mare în perioada asta. Urmează alte câteva zile cu temperaturi sub 0 grade Celsius, așa că medicii ortopezi recomandă vârstnicilor să fie foarte atenți când merg prin locurile necurățate de zăpadă și polei. Fracturile la vârste înaintate se vindecă mult mai greu și pot avea consecințe grave.